Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Trebuie să vă spun că mâine seară România va fi susținută de aproximativ 30.000 de copii din tribunele Arenei Naționale. Lângă mine se află în acest moment câțiva dintre copii care vor fi mâine seară prezenți acolo, dar și, bineînțeles, dirigintele care îi va însoți pe cei mici pe Arena Națională. Este vorba despre domnul profesor Adișor Nistor. Bună dimineața! Dimineața! Câți copilași mergeți mâine seara acolo? Vom fi împreună cu 27 de copii, eu ca și însoțitor, împreună cu alți doi părinți, pentru că recomandarea a fost ca la fiecare 10 copii să fie un adult însoțitor, profesor sau de o altă calitate apropiată copiilor, fiind o astfel de reuniune atât de impresionantă, de forțe, de 30.000 de înțeleg, tinere, proaspete. Cum au descurs înscrierile? Demersul a fost oarecum facil, în sensul că s-a trimis o invitație către toate școlile din partea federației, după care școala a trimis o scrisoare de intenție în care se declara, intenția participării la meci. Dumnealor au trimis o confirmare și un link de înscriere și acum suntem aproape cu biletele în buzunar, iar meciul e numai mâine. Ați mai fost vreodată la un meci al Naționalei? La Național nu am mai fost, nici cu clasa nu am mai fost, dar pentru toate e un început, așa că să fie asta începutul nostru și al lor unul bun. Trebuie să spunem, nu, copiii au fost aleși să aibă vârste până în 14 ani, nu? 14 ani, da, drept pentru care s-au trimis și niște CNP-uri ca să fie cu siguranță nivelul de vârstă maxim admis 14 ani, cu excepția adulților care îi însoțesc. Vreau să stau de vorbă și cu cei mici. Bună dimineața, cum te cheamă? Bună dimineața, mă numesc Matei Gemalinga. Ai mai fost vreodată la un meci al Naționalei? Nu, din păcate nu, deși îmi doream foarte mult, dar acum sunt foarte fericit că pot să merg. Tu joci fotbal? Da, joc fotbal la Clubul Champion și chiar cred că mâine seara o să facem un meci bun. Pe ce poți joci? Eu joc atacant, așa că îi țin pumnii lui George Pușcaș. Am văzut că joacă foarte bine și am încredere în el. Câte goluri dăm? Noi? Eu zic că dăm minim 2 goluri. Bună dimineața, pe tine cum te cheamă? Mihnea Vrânceanu. Ai mai fost vreodată la un meci al echipei naționale? Da, am fost la meciul cu România contra Kazakhstan și am fost copil de minge. A fost foarte frumos, am stat în spate la Budescu și mi-a plăcut foarte mult. Ce jucător îți place ție de la echipa națională? Îmi place de Pușcaș, îmi place și de Andone și mai ales de Tătărușanu, că îmi place mult să fiu portar. Tătărușanu a făcut o parade foarte bune, mai ales la meciul cu Spania, dar n-a fost ajutat de echipă. Dar oricum, cred că o să facă și acum niște parade foarte bune. Câte goluri de mâine seară? Minim 2, cum a spus și colegul meu. Apropo, suntem la Colegiul German, vreau și o să îmi spuneți o încurajare în limba germană. Păi, wir werden mit euch sein morgen Abend, adică le spunem băieților că vom fi cu ei seara. Vreau să stau de vorbă și cu o fetiță, bună dimineața, cum te cheamă? Soare Maria Medea. Ai mai fost vreodată pe stadion? Da, am fost cu tatăl meu când era ziua mea și m-a adus la meci. Cum o să fie mâine seară? Eu spun că o să fie foarte frumos și că o să câștigăm și îmi pare foarte bine că o să mergem cu dirigentele și cu clasa și mi s-a părut că e un lucru foarte bun că așa ne mai apropiem și cu colegii, dar și cu profesorii. Repede, câte goluri dăm? 3, sigur. Așa să fie, Doamne ajută! Da. La final, ce facem? Strigăm și noi Hai România în cor, nu? Răzvan Dani, eu vă dau legătura în studio, dar bineînțeles că, normal, strigăm Hai România! Hai România! Mulțumim, Floriana, mulțumim copii, uite o lecție despre cum o situație... Da. Să întoarcă un pic steagul. E tot ce îi rugăm. Noi știm că e de la Ghiote... Invers steagul. Lasă că și noi cu albastru la băț. Și noi am pus lui Cornel pe geacă, invers din greșeală. Nu e... A întâmplat la... Uite un exemplu despre cum o situație ușor penibilă. Nu uitați că noi am avut terenul suspendat pentru o situație penibilă. Adică se ținea un moment de reculegere și unii ori n-au înțeles, ori au vrut să fie pe dos și au huiduit un moment... de încărcătură emoțională. Deci că nu pentru aia ne-au dat suspendare, ci pentru că au intrat pe teren suporte. Da? Da. Oricum suntem proști.
Bine, se pare că noi o să deținem recordul la copii pe un stadion. Sârbii au avut vreo 23.000 acum vreo două săptămâni, că și au avut terenul suspendat. Legea federației zice că ai voie să primești suporteri, dar să fie sub o anumită vârstă, dacă nu mă înșel, 14 ani. Da. Teoretic, la fiecare 10 copii va fi un adult. Teoretic, practic, nu știm dacă se ține. Cert este că ăștia mici știu să înjure, dar nu înjură, că nu au voie până la 17 ani, că îi bate acasă. Te vede pe cameră că ai înjurat, îți dai seama ce ți-o iei acasă. Prin urmare, o să fie atmosferă faină. Nu o să se înjure, deci o să fie fain. Părerea mea că ar trebui și la câteva meciuri din Liga 1 și așa n-au suporteri deloc, să-i bage pe ăștia mici. Poate vor, dar gratis, bineînțeles.